Vremea în cea mai mare parte a Europei va fi frumoasă. În Scandinavia vor fi ploi, lapovițe sau ninsori. În Norvegia, Suedia, Finlanda, Danemarca, Belgia și Irlanda va ploua. Iar în Estonia, Letonia, Belarus și nordul Poloniei o să bată vântul. Mâine cresc temperaturile în vestul și în centrul Europei și de dimineață în zonele joase se va lăsa ceață. La noi în țară, în această noapte, se adună nori în vest și nord. În nordul Carpaților Oriental s-ar putea să plouă slab, iar în Moldova o să sufle vântul. Izolat s-ar putea să se lase ceață. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 și 14 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre minus 1 grad. Mâine vom avea vreme frumoasă, dar mult prea caldă pentru această perioadă, cu maxime cuprinse între 21 și 29 de grade în sudul Moldovei și în estul Munteniei. În nord-est și la munte cerul va fi acoperit și pe spații mici va ploua. În est și în sud-est o să bată vântul. Și în capitală va fi vreme foarte caldă mâine, jur de 28 de grade. Dimineața cerul va fi senin, apoi se va mai înnora. Și vineri va fi cald, dar temperatura scade ușor, vor fi spre 26 de grade. Sâmbătă se va înnora în prima parte a zilei, dar nu sunt anunțate ploi. Maxima va avea 24 de grade. Și la munte vremea va fi neobișnuit de caldă pentru luna aprilie, dar atmosfera va fi închisă și izolat va ploua slab. La Sinaia și la Stâna de Vale vor fi 18 grade, la Predeal 17 și la Păltiniș 22 de grade. La Timișoara vreme frumoasă mâine, în jur de 24 de grade, la amiază, vineri continuă să se încălzească, vor fi 26 de grade, iar sâmbătă sunt anunțate 25 de grade. La Iași tot spre 25 de grade vor fi mâine, la începutul zilei cerul va fi senin, apoi se adună norii. Vineri temperatura scade până spre 21 de grade, iar sâmbătă vor fi 22 de grade. La Cluj vremea va fi foarte caldă și frumoasă, în următoarele zile nu sunt anunțate ploi, chiar dacă se va înnora, mâine vor fi în jur de 25 de grade, apoi vineri și sâmbătă temperatura scade ușor. În Republica Moldova, la Bălți va fi cald, 23 de grade, dar va ploua la orele amiezii. În schimb, la Cahul și la Chișinău atmosfera va fi mai plăcută. La Chișinău maxima va avea în jur de 24 de grade, iar la Cahul mult mai cald, 26 de grade.